Procuratura Generală a respins sesizarea fostului șef de stat Igor Dodon, în care a cerut tragerea la răspundere a președintelui Maia Sandu. Despre acest lucru anunță Dodon pe pagina sa de Facebook, precizând că documentul a fost ticluit în clădirea prezidențială. De cealaltă parte, reprezentanții președinției susțin că declarațiile sunt false, iar procurorul general interimar Dumitru Robu a declarat pentru TV6 că acuzatorii acționează în strictă conformitate cu legea. Igor Dodon susține că la data de 1 septembrie 2022 a depus o sesizare la Procuratura Anticorupție, în care a cerut tragerea la răspundere penală a președintelui Maia Sandu pentru abuz de putere și control al justiției. Acesta susține că Sandu nu a numit în termen mai mulți judecători, care sunt în suspans de 150 de zile și astfel a prejudiciat statul cu 2,5 milioane de lei. Am fost informat că sesizarea dată a fost expediată conform competenței la Procuratura Generală, iar ulterior am primit o ordonanță prin care s-a refuzat primirea și examinarea acestei sesizări. După modul expunerii și redării textului, am recunoscut stilul caracteristic notelor informative care se scriu în președinție. În cei 4 ani de mandat am citit destule note de acest gen, deci nu voi greși dacă voi afirma că acest document a fost sticluit în clădirea prezidențială. De cealaltă parte, reprezentanții președinției au calificat drept falsuri acuzațiile lui Igor Dodon. Putem să vă zicem că această informație nu este corectă sau noi respingem această acuzație. Nu a fost elaborată la noi. Dodon susține că va contesta în instanță ordonanța prin care s-a refuzat primirea și examinarea sesizării sale, după ce Maia Sandu va expira mandatul de șef al statului. Atunci când adaugă politicianul, protecția imunității funcției nu se va răsfrânge asupra dumneiei, iar procurorii vor înțelege să își facă datoria față de lege, nu față de guvernare. Reprezentanții președinției au refuzat să comenteze această afirmație, iar procurorul general interimar Dumitru Robu ne-a declarat că procurorii acționează în strictă conformitate cu legea. Eu niciodată n-am comentat declarațiile persoanelor care sunt vizate în cauzele penale din gestiunea procuraturii și nici astăzi n-am să comentez. Doar una pot menționa, că procurorii acționează în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova. Este procuror de caz care o primit spre examinare și dumnealui o adopta soluția. Din câte cunosc, dumnealui o prezentat și ordonanța. Amintim că Sorina Ștefârță, consilierul pe comunicare al șefului statului, refuza să se ofere un comentariu la depunerea sesizării la procuratură de către Dodon. La începutul lunii iunie, președinția a expediat un demers către Consiliul Superior al Magistraturii, prin care a anunțat despre respingerea a 13 judecători din totalul celor 40 propuși pentru numirea în funcție, până la atingerea plafonului de vârste. Maia Sandu a explicat ulterior că a avut anumite semne de întrebare, inclusiv cu privire la veniturile și cheltuielile raportate de aceștia. Totodată, contactată de noi, judecătorul Luiza Gafton, membru al CSM, ne-a confirmat la începutul lunii septembrie că cei 40 de judecători își primesc salariile, dar sunt antrenați în alte activități.